Podul de peste râul Râmnic din comuna Vrânceană, Jitia, a fost construit în 1965. Inițial, drumul pe care se afla a fost unul județean. A devenit național din 2005, când a trecut în administrarea Companiei Naționale de Drumuri. De când a fost construit, podul nu a mai beneficiat de niciun fel de lucrări de reparație. La ambele capete pământul este surpat, iar betonul care susține podul pe pământ este într-o stare avansată de degradare. Mai mult decât atât, balustradele sunt aproape sfărâmate, iar acolo unde sunt goluri au fost umplute cu bucăți de lemn. Șoferii care circulă în această zonă traversează podul cu mari emoții de fiecare dată. Noi cu astea mici mai circulăm, de ce face cu alea mari? Nu mi se pare normal cum e, da? Ce e normal la noi. Nicio garanție nu prezintă. Pot făcut de pe timpul lui Ceaușescu, e vechi, doamne. N-a fost reparat, pentru că au fost alte priorități. Autoritățile din comuna Jitia susțin că au trimis mai multe adrese către Compania Națională de Drumuri, însă fără succes. Promisiuni au fost, ne-au promis că anul ăsta o să rezolve problemele și sperăm cel mai scurt timp să rezolve. Trebuie pentru că a inițiat demersul pentru expertiza tehnică a podului, și pentru a se putea demara lucrările de consolidare sau refacere, în funcție de soluția propusă de expertul tehnic, așteptăm rezultatele acestei expertize. În zona podului afectat nu există nici măcar o restricție de tonaj.